Salutare tuturor! Istoria săptămânii merge la Iași, la Sfânta Parascheva de la Iași. Este acel moment din an în care mai toată lumea vorbește despre Sfânta Parascheva, despre moaștele ei și despre pelerinajul care pare fără egal în această țară de zeci de ani, dacă nu cumva chiar de sute de ani. De aproape 400 de ani, românii se laudă cu prezența unor maște cu totul ieșite din comun. Sunt cele ale Sfintei Parascheva de la Iași, ajunsă în fosta țara Moldovei în 1641. Este anul în care Vasile Lupu, pe atunci domnitor al Moldovei, avea să plătească toate datoriile Patriarhiei din Constantinopol către puterea otomană. Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată de ceva vreme ocrotitoarea orașului Iași, dar și a întregii Moldove. Ca atare de sărbătoarea ei, înscrisă în calendarele creștin-ortodoxe la data de 14 octombrie, sute de mii de români vin să se roage acolo, în fața moaștelor sale. Pentru acest an, primul fără amenințările efectelor pandemiei de COVID, organizatorii au anunțat că mizează pe prezența a circa jumătate de milion de români, motiv pentru care festivitățile au debutat în forță cu mai bine de o săptămână înainte de sărbătoarea din calendar. În plus, dintr-un sentiment ecumenic împins parcă până la extrem, și Biserica Romano-Catolică Locală a înscris de ceva ani sărbătoarea Sfintei Parascheva în calendarul său oficial, tot la aceeași dată de 14 octombrie. Revenind la modul în care Sfânta a ajuns printre români, trebuie spus că totul a început la foarte puțin timp după gestul lui Vasile Lupu de a achita datoriile Patriarhiei. Datorii foarte vechi și foarte mari. Potrivit lui Dimitre Cantemir, Vasile Lupu ar fi plătit atunci turcilor 560 de pungi cu aur. Drept recunoștință față de gestul domnitorului român, Patriarhul Constantinopolului din epocă, Partenie I-ul, Zis și cel bătrân, împreună cu membrii sinodului său, au hotărât să-i ofere românului moaștele cuvioasei Parascheva. Toate astea pentru, citez, sfințirea și binecuvântarea acelui loc al Bogdaniei, în paranteză țara Moldovei, cum era cunoscută în epocă, am închis paranteza, după cum se arată într-o scrisoare sinodicească. Racla cu cinstitele moaște a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră, fiind însoțită de trei mitropoliți greci. A ajuns la Galați, apoi la Iași, unde au fost întâmpinate de Vasile Lupu, cel ce a domnit între 1634 și 1653, dar alături de Vasile Lupu se aflau și mitropolitul Valaam și episcopii din acea epocă de romani și huși, alături de care se afla, bineînțeles, nenumărat cler și popor. În ziua de 13 iunie 1641, cinstitele moaște au fost așezate în minunata biserică a mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, ctitoria domnitorului Vasile Lupu. Aici au rămas până în anul 1884, când au început lucrările de restaurare a Sfântului Locaș, fiind mutate din acest motiv în paraclisul mănăstirii. Numai că în seara zilei de 26 decembrie 1888, imediat după slujba vecerniei, din neatenție se pare, a rămas aprinsă o lumânare din sfeșnicul de lângă racla de lemn în care erau ținute Sfintele Moaște. Peste noapte, sfeșnicul a ars, iar focul s-a extins la catafalcul pe care era așezată racla, arzând mocnit toată noaptea și prefăcându-l într-o grămadă de cărbun, cum avea să scrie presa vremii. A doua zi, dis de dimineață, autoritățile de stat și bisericești, preoții și credincioșii au constatat că cinstitele moaște au rămas neatinse. S-a crezut și s-a văzut mereu ca o minune săvârșită prin putere de sus. Prefectul de atunci al județului Iași, Leon Negruții, dar și procurorul general al orașului au consemnat în procese verbale separate cele întâmplate. Ridicate din mormanul de jar, moaștele cuvioasei aveau să fie mutate provizoriu în altarul paraclisului de la mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, iar mai curând strămutate în noua catedrală mitropolitană din Iași, care fusese sfințită cu puțin timp mai înainte, la 23 aprilie 1887. Aici se găsesc și astăzi, fiind cinstite în fiecare an, așa cum am spus, la jumătatea lunii octombrie, în mod cu totul exemplar. În perioada interbelică, cultul Sfintei Cuvioase Parascheva s-a extins.
Mai mult, la 2 luni de la ieșirea României din al doilea război mondial, moaștele sfinte erau aduse cu mare tantam la București. Din 27 octombrie și până la 13 noiembrie 1944, moaștele sfintei s-au odihnit la București, fiind foarte bine apreciate și primite de către locuitorii capitale. În ședința din 28 februarie 1950, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea unor sfinți din neamul nostru, precum și generalizarea cultului unor sfinți ale căror moaște se găseau la noi în țară. Hotărârea a fost transpusă în fapte și, în cazul cuvioasei Parascheva, generalizarea cultului ei s-a făcut în Catedrala Mitropolitană din Iași la 14 octombrie 1955, în prezența numeroși ierarhi români, dar și a unor reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Rusă și Bulgară. În perioada comunistă, Sfânta a trebuit să se ascundă, ca să spunem așa. Însă oamenii au continuat să vină la Iași, să se roage în fața ei, fie pentru sănătate, fie pentru un serviciu bun, fie pentru o reușită la examen. Despre viața în sine a celei care astăzi este ocrotitoarea Moldovei nu se știu prea multe. A trăit în prima jumătate a veacului al XI-lea în Epivata, azi Boiados, pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol, pe atunci capitala Imperiului Bizantin. Părinții ei erau oameni de neam bun și credincioși. Ar fi fost crescută în frica de Dumnezeu, iar un frate de-al ei, după ce a învățat carte, a fost călugărit sub numele de Eftimie și a devenit, se pare, chiar episcop. Parascheva a ales să își petreacă o parte a vieții în orașul sfânt la Ierusalim. Apoi a intrat într-o mănăstire de maici de pe Valea Iordanului. Pe când a împlinit 25 de ani, există o legendă care spune că un înger i s-ar fi arătat, înger care i-ar fi cerut să revină curând pe meleagurile ei natale. S-a întors așadar la Epivata, unde a și murit, la nici 27 de ani. Aceeași legendă e cea care spune că pe locul mormântului ei au început să se petreacă tot felul de minuni, drept care, într-o primă fază, a fost ridicată chiar și o mică biserică pe același loc al mormântului. Din cauza năvălirilor turcești, trupul sfintei avea să fie mutat de mai multe ori, ajungând să treacă pe la Târnovo, capitala Imperiului Româno-Bulgar de la mijlocul secolului al XIII-lea, apoi pe la Belgrad, unde a rămas până la 1521. În cele din urmă, moaștele au fost solicitate sultanului, care tocmai cucerise și Belgradul, de către patriarhul ecumenic Ieremia I-ul al Constantinopolului. Sultanul avea să accepte și să-i le dea la schimb contra unor daruri. Chiar și la Stambul, odată ajunse, moaștele cuvioasei Parascheva s-au perindat prin mai multe biserici, întrucât turcii aveau mai mereu de grijă să închidă multe dintre lăcașurile de cult ale creștinilor. În zilele noastre, pelerinajul de la Iași e cel mai faimos din rândul manifestărilor de gen. Asta l-a făcut pe un renumit antropolog român, Mirel Bănică, să-l considere, citez, un untold religios, făcând astfel o comparație cu evenimentul muzical care reunește de data asta în plină vară, la Cluj-Napoca, sute de mii de tineri, români și străini. Peste doar câteva zile, la 25-26 octombrie, Bucureștiul va răspunde și el cu pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir. Dimitrie cel Nou este ocrotitorul Bucureștiului și în anii primului război mondial era să rămânem fără moaștele sale, fiindcă bulgarii, aliații de moment ai nemților în timpul ocupației capitalei, puseseră ochii și la un moment dat și mâna la propriu pe acestea. Noroc cu nemții că ne-au întors moaștele Sfântului chiar de la granița cu Bulgaria. Aceasta a fost întâlnirea din această săptămână cu istoria săptămânii. Vă dăm întâlnire pe data viitoare. Până atunci, să fim atenți la tot și la toate.